Anul acesta Techir împlinește 10 ani de când activează ca și producător în industria de produse cosmetice și asta înseamnă pentru mine 10 ani de antreprenoriat, de când am învățat ce înseamnă reziliența pe propria piele. În acești 10 ani, evident, m-am lovit și de foarte multe provocări, dar pe care am învățat să le privesc ca pe niște oportunități. Provocarea principală rămâne totuși din sfera economică, în ceea ce privește cash flow-ul, pe care ca și antreprenor trebuie să fii foarte atent să-l gestionezi bine, să fii atent la costurile de achiziție pe care le ai și la costurile operaționale, ca să-ți asiguri o marjă suficient de bună și să rămâi la finalul zilei cu un profit și să ai o afacere sustenabilă. O altă provocare destul de mare, dar care a adus după sine și multe învățături, a fost perioada pandemiei, când evident au scăzut foarte mult vânzările produselor și a trebuit să inovăm. Am inovat prin crearea unei game de dezinfectanți cu alcool în compoziția lor, dar pentru că avizele emise de Institutul Cantacuzino nu ne-au ieșit la timp, am ratat destul de multe oportunități de vânzare în cantități foarte mari a acestor dezinfectanți și pentru că am rămas cu mult dezinfectant pe stoc, astăzi am creat o gamă de odorizanți pentru textile și pentru cameră, care întregesc foarte frumos portofoliul de produse Techir cu zona de home care. Totul a pornit cu întrebarea de ce nu ar avea și orașul meu natal, Techir Ghiol, propria gamă de produse cosmetice și terapeutice, care să valorifice apa salină și nămolul sapropelic în compoziția lor. Această întrebare a avut drept răspuns Techir, care a devenit lucrarea mea de licență atunci când am finalizat studiile la Facultatea de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine la ASE. La finalul lucrării de licență am realizat că Techir ar avea mare potențial să devină un brand de țară și de aceea mi-am adunat toate forțele și am hotărât să devin antreprenor și să îmi duc acest vis spre realitate. Avantajul competitiv al brandului Techir constă în valorificarea apei saline și a nămolului sapropelic din inima lacului Techir Ghiol în compoziția produselor cosmetice și terapeutice pe care le fabricăm. Dar acest lucru nu înseamnă că folosim cantități industriale pentru crearea produselor pe care le punem pe piață. Când folosim aceste ingrediente din lacul Techir Ghiol, o facem într-un mod sustenabil și cu dorința de a crește notorietatea orașului Techir Ghiol și a lacului. Așadar, ne asumăm responsabilitatea să combinăm apa salină și nămolul sapropelic cu alte ingrediente vegetale, active cosmetice, uleiuri esențiale și extracte din plante, astfel încât la final să avem produse finite, potrivite pentru îngrijirea pielii și a corpului românilor. Evident că schimbările climatice pot afecta orice antreprenor, dar sunt schimbări pe care noi nu le putem controla și atunci tot ce putem face este să ne adaptăm și să ne rugăm că lucrurile se vor îmbunătăți. Am experimentat o astfel de situație în 2022, când a fost un an secetos și lacul s-a retras destul de mult, dar lucrul acesta nu a afectat nici calitatea nămolului, nici calitatea apei, deoarece nămolul se formează la fundul lacului. Techir Ghiol este o comunitate mică, în jur de 7.000 de locuitori și în momentul în care am creat echipa Techir, mi-am dorit foarte mult să fie formată din locuitori din Techir Ghiol. Astfel, mă pot asigura că ei vin la muncă fericiți, pe jos, cu bicicleta sau se grupează în mașini și în felul acesta ne asigurăm că nu poluăm mediul într-un mod inutil. Mai mult de atât, în fabrică, iluminatul este pe bază de LED, avem panouri solare și fosă ecologică. În ceea ce privește toate ambalajele pe care le scoatem pe piață, ne asigurăm că le declarăm lunar și plătim pentru ele taxele aferente pentru faptul că folosim plastic și carton în activitatea noastră de producție și comerț. Apropo de ambalaje, atunci când le alegem, ne asigurăm că acestea sunt din carton reciclat sau că folosim plastic neimprimat, care se poate recicla foarte ușor acasă de către consumatorii produselor Techir. Fără să exagerez, datorită lacului Techir Ghiol, orașul a ajuns pe harta orașelor termale din Europa, devenind o stațiune balneară de interes internațional. Asta pe mine mă face să mă simt responsabilă, să respect acest titlu al orașului Techir Ghiol și să contribui la promovarea acestuia în rândul românilor. Și
Să-i încurajez să vină vara în Techiriol să se bucure de proprietățile lacului, chiar la malul acestuia. În ceea ce privește metoda în care manufacturăm săpunurile naturale, respectăm rețetele tradiționale ale bunicilor și folosim ingrediente cât mai naturale și de origine vegetală. Sper ca aceste produse, la finalul zilei, să inspire și alți români să folosească cu atenție natura, ingredientele naturale, să o respectăm și să ne simțim responsabili pentru modul în care o protejăm zi de zi.